Te întreabă Răzvan ce gătești. Spune lui Răzvan că începem cu o rețetă rapidă de dimineață. A zis că începe cu o rețetă rapidă de dimineață. Da, eu aud că prost nu pâine, sunt. Nu sunt. Pâine tost. Da. Pâine tost. Da, tu crezi că și o cremă de brânză. Știi ce a fost mai rapidă decât și o cremă de brânză combinată cu iaurt și cu verdețul. Știi ce a fost mai rapidă decât rețeta asta? Te întreabă ce a fost mai rapidă decât rețeta asta. Nu cred că era o întrebare. Fuga ta din țară la Roma singur. Și că ai fugit și nu mai vorbește cu tine. Păi, am eu și adaptez. Am de la Da Michele, aia prima pizzerie din Napoli, de o coadă infernală. Aici mă lovești pe mine, tradu tu acum. Acum zic tu, deci fiate, deci ai mâncat pizza de la Da Michele. Bă, 900 de pizza au făcut băieții aia într-o zi. 900 de pizza într-o zi. Cu încă 30 de pizzerii. Deci mi se pare fenomenal. 900 bune? De pizza. Eu am mâncat una. Dacă ai mâncat tu, parcă ne-am gândit să pun ăsta. Asta a rămas din pizza aia mare? Da. Aici, da. Breloc? Aici e o idee. Un crâmpei de fericire, da, de dimineață. Am zis, povesteam cu Michi că ar trebui dimineața să începem cu câte o idee foarte, foarte rapidă de mic dejun pentru cei de acasă. Astăzi am zis să luăm tost, l-am pus pe tigaie cu puțin unt, am adăugat o cremă de brânză cu iaurt, am pus puțină verdeață, am venit cu căpșuni, că sunt de sezon, și sirop de agave, că știu că îi place lui Buberu. Și verdeață. Că el e mult da, pe Buberu se, nu, nu trecea dimineața de la Dumnezeu fără să bea un șat de agave. Deci sirop de agave la el în drumul tablei. La orizont acolo. Nu. La Frumușani sau în Sureție. Eram pe aproape. Nu, pe este satul, cum o să fie el, Frumușani. De unde? Asta e o pâine neagră, asta este cu vin. Da, și cealaltă este doar cu lapte. Un French toast clasic. Da? Am înțeles. Iar pentru astăzi gătim un curcan cu halumi și cu pere în interior. Am să fac, domnul Dani, un carpaccio de pere. Carpaccio de pere. Eu am făcut și plating-ul din mâine acum. Adică iau o poară și o tăie felin. Foarte subțir. Exact. Și dai pe ea cu? Cu praf de zân. Ce-a mai rămas de la Ramon. Exact, exact. Bun carpaccio de pere, dar cu ceva, hai să și mâncăm. Da, dar să și mâncăm cu curcan. Și am să fac în același timp rulouri de ardei capia, cu un pesmet extrem de răsfățat. Dar despre asta povestim puțin mai târziu, că așa se face în televiziune. Revenim imediat. N-a uitat nimic? Să mă ia pe mine la Roma. Pentru personal. Cred că dărâmăm și în bucătărie. Bună dimineața! Bună dimineața! Să va? Să va bine. Să va. Da. Mi-am dat seama cum ar trebui să fac când vii tu în emisiune, ca să meargă bine și să pot să vorbesc și eu, să povestesc despre ce dulce face. Păi stai, mă, dai dulce, neapărat, să dar uite, ceva. Păi da, dar tu ai venit mai târziu și au mâncat colegii ăia mari. Au mâncat tot. Nu tu un sandwich, nu tu nimic. Da. Hai, acum că Florin are treabă, așa, asta înseamnă că aș putea să și lucrez. Scuză-mă. Căpșuni? Foarte bun. Pentru că am făcut o chestie sănătoasă. Eu știu că tu te-ai uitat pe Antena Play în timp ce veneai încoace. Și crema asta galbenă este? E o cremă de mandarine. Iar în iaurt ți-am pus puțină lămâie. Ai pus iaurt? Da, partea de jos. Nu l-am simțit, nu. Din nou, hai, uite, îmi pare rău. Nu m-am pregătit bine astăzi. Știam că vii, dar am uitat că ție nu-ți place brânza. Dar tu ai consumat la un moment dat halumi și ți s-a părut că e ok, da? Uite, fac un curcan pe care o să-l umplem, da? Ai văzut că noi tot ne jucăm cu rulada de pui, rulada de curcan, nu știu ce. Puiul, curcanul, de obicei sunt chestii clasice ce la un moment dat ni se par fade. Ni se par fade pentru că le mâncăm destul de des. Curcanul este mult mai sănătos decât puiul. Nu e treaba mea să zic asta, dar cred că am concluzionat cu toții chestia asta. Astăzi pregătim un pui umplut cu pere caramelizate. Ok. Da, am aici puțin sos. Alea sunt perele? Da, alea sunt perele. Un sosul din ce l-ai făcut? Păi, smântână. Smântână, ok. Smântână, da? Da. Bun. Avem aici halumi. Ia uite, l-am tras și pe el puțin în tigaie. Deci curcan, da? Curcan, da. Curcan. Curcan, și da? Și faci ruladă? Facem ruladă sau să-i facem un buzunar.
La tine la Brăila. La tine la Brăila, da? Ți-a plăcut asta. Avem halumi, da. Avem sosul ăsta de pere caramelizate, da? Mai am și nuci, da? Okay. Ce sunt tostate. Adică le-am tras puțin un pic de texture. Da, da, da. Și am pus și sare. Și am și verdeață, da? Le punem frumos, învelim, îl rulăm, îl lăsăm o oră în frigider ca să-și prindă formă, da. După care îl scoatem, îl vom pune pe tigaie, da? Cu celofan sau fără celofan? Fără celofan, că îl punem direct pe tigaie. Așa, după care îl vom introduce la cuptor 180 de grade, cam 50 de minute, da? Și asta e rulada. Și asta e rulada. La final facem un plating, că noi facem plating aici la Neața. Tăiem o feliuță așa din el? Nu, o să facem carpaccio din perele astea pe care le caramelizăm și pe ele și o să punem bucățele de... Halumi. Dacă nu vă place brânza, să știți că halumi e o alternativă destul de bună. Da, da. Destul de bună, dar e foarte important să o mănânci coaptă sau prăjită. Nu știu cine a purtat asta, dar am o brichetă aici. Aoleu. Și tu ești nefumător. În fine. Ne vedem. Frigider, da. Avem un curcan, de zici că suntem la americani, că tot vorbeam de sărbătoare, da? Așa, e mai micuț, e mai firav, e mai lunguiet, să zicem așa. Am zis că facem ardei capia, da? Pe care îi facem la cuptor. I-am pregătit aici, îi aruncăm în cuptor. Noi știm să coacem ardei. Exact. Oricum e perioada cea mai bună pentru făcut o salată de ardei copți în oțet. Am zis că fac un pesmet mai răsfățat astăzi. Adică punem la blender pesmet, am pus anșoa, pătrunjel, puțin unt și roșii uscate, da? O pastă așa? Da, o pastă care e tot un fel de pesmet, numai că acest pesmet îl vom folosi după ce vom scoate ardeii capia din cuptor, îi vom răci, vom pune, ca de obicei, ca orice gospodin care se respectă, așa, am să pun o folie de aluminiu peste ei când îi scoatem din cuptor. Ca să păstreze temperatura. Nu, ca să se răcească bine, da, și ca să putem să îi decojim foarte, foarte repede, nu? Că ținem foarte mult la mânușițele. Tips and tricks cu domnul Radu Dar, astăzi e luni. Tu faci șnițele din ardei? Da. E aceeași treabă, nu? Da, niște șnițele mai pretențioase, mai vegetariene, astea mai sunt? Sănătoase. Da. Astea sunt rulourile de ardei capia. Ok, ai băgat. Da. Hai să facem o scurtă recapitulare. În pesmetul de pâine luat din alimentară, da. Da, am adăugat roșii uscate, am adăugat anșoa, pătrunjel și unt. Bun. L-ai blendat? L-am blendat, da. Am pus ardeiul întâi în ou. Ok. După care îl rulăm ușor. Face o crustă. Exact. Se pune în tigaie sau în tigaie. Și acum, lăsând gluma la o parte, rețeta asta chiar e super sănătoasă. Fără ulei? Fără ulei, punem la cuptor. Da, am păstrat jumătate din pasta noastră de pesmet, cum i-am zis noi, Florine? Pasta răsfățat, de pesmet. Răsfățat. Nu ești atent, Florine. Nu prea a fost atent la tine, nu? Da. Niciodată e luni dimineață. Da. Ia-mă ușor. Și eu am crezut că dacă îți ofer un desert... Stai, n-am trecut la desert. Da, dacă îți ofer un desert, poate o mai lăsăm mai moale cu hate-ul. Nici iarba nu crește, exact. Radu, iar luni dimineață. Dar bunătatea umană. Am mai adăugat roșii cherry, pe care le vom pune în cuptor alături de toată... La 180 de grade. La 180 de grade, că n-are rost să folosim altă temperatură. Jumătate de oră. N-are rost să folosim altă temperatură, pentru că deja avem curcanul în cuptor la 180 de grade. Pe straturi? Pe straturi, dacă ne și permite tehnologia. Și le vom servi la final. Da? Okay. Deci avem un curcan umplut. Avem perele deja caramelizate, dacă poate Radu să ne arate. Așa. Din aceste pere vom face un carpaccio. Tot dau din mâini pentru că vreau să fac acest carpaccio pe rotund. Avem o farfurie foarte mare și pe mijloc să punem curcanul. Vom tăia câteva feliuțe din curcan. Da? Hai să vezi o combinație foarte interesantă între o pară caramelizată și halumi făcut pe grill. Okay. Da?
Aș vrea până la finalul emisiunii să-mi dai un trick, două, trei, despre cum faci plating. La ce te gândești? Cum, ce trebuie să aibă? Să aibă volum, să aibă formă, să aibă culoare, să aibă textură. Pentru că în viața mea n-am știut cum să faci o factură. E o chestie legată de imaginație și de răbdare. Da. Cele mai interesante rețete pe care le tot văd așa pe internet, în special pe zona dulce, toate pornesc cu un desen. Asta mi se pare genial. Ah, okay. Da? Deci trebuie să ai viziunea. Da. Eu ți-am arătat desenele mele săptămâna trecută. Nu înțelege nimeni nimic, că suntem ca în bancul cu extraterestrii de la Tecuci. Ne întoarcem imediat pentru mai multe sfaturi în bucătărie. Vă arătăm și ce a ieșit din ardei ăștia la cuptor, Dani. Oaspeți, bucuros de oaspeți. Ca întotdeauna, ca întotdeauna. Nici n-am intrat bine în platou și am zis, wow, cât de bine miroase. Nu știu să-ți explic ce fonfleuri a făcut aici, dar cred că-s bune. Da, încercăm să facem un plating așa cum ți-ai dorit. Așa, corect. Da? Și halumi și pere, am văzut. Halumi și pere, da? Perele le-am caramelizat de dimineață, halumiul l-am pus pe grill. Stai, nu mai mâncat nimic astăzi, nu? Nu am mâncat nimic. Ești pretențioasă la mâncare? Nu, mănânc orice. Da. Îi făcusem dimineața lui Florin iaurt cu cremă de mandarine și căpșune. Stai. Ia uite. Mai e jumătate. Da. Uite. Deci fii atent cum e, iei un pic așa, puțin iaurt, că nu-i cine știe ce iaurt, iartă-mă, dar nu-i al meu. Și ia crema aia galbenă neapărat, așa. O căpșună cu cremă galbenă. O căpșună așa. Așa. Lingura perfectă se numește în altă emisiune. Ia vezi. Prima reacție trebuie să... Mă, rece așa, cu... Iartă-mă, cred că m-am mutat aici, cred că o să vă fac o vizită în fiecare dimineață. Ce vrei să mai ai? Să le pun aici, Radu. Da, stricăm platingurile, stricăm tot. Și aici încercăm un plating, te pricepi la platinguri? Ai imaginație să pui ceva în farfurie? Da. Da? Mie îmi place foarte mult să gătesc, nu prea am timp ce-i drept, dar îmi place foarte mult și gătesc de toate. Mă rog, nu nebunii de astea, nu chiar atât de extravagant, dar... Scuze-l pe domnul Radu, e un nebun. Fac și eu de astea normale, o ciorbă, o ceva, o... Ciorbă. Ciorbă, ce ciorbă? De pui ala grecă, îmi place cel mai mult să fac. Nimeni pe subiect azi. Da, frate. Wow, ne-am găsit cu... Da, cu aceste gusturi fine, da. Cu acești oameni senzaționali în stânga și în dreapta, Bibi, degustătoarea de serviciu astăzi și nebunul Radu. Ne întoarcem imediat după pauză să vă mai arătăm, mai vorbim despre platingul ăsta, că e abia la început. Te întoarcem. Te cuvintele legate de mine. Nici nu știu ce ar trebui eu să mai spun acum. Să spun că am făcut acest curcan umplut și Florin mi-a zis că e ok. M-a rugat să umblăm puțin la plating. Încercăm să-l și finalizăm. Da, așa. Băi, n-are rost să-l facem de pe acum, corect. Florine, că după asta pierdem. Mai încearcă altceva. Am scos și rulourile de ardei capia. Nu știu. Foarte bun. Foarte. Nu vreau să te perii, dar nu ești liniștit. Da, mâine stai liniștit, că mâine faci fasting, Florine. Suntem fasting. Ok. E ok. Da, Skinny fat. Da. Never mind. În fine, am văzut că toți invitații, tuturor invitaților, așa? Le spui același lucru. Și ce unde te găsim? Pe internet, da. Pe Instagram? Unde te găsim, Radu? Mă găsești peste tot. Da. Suntem și pe Instagram, suntem pe social media. Luni și marți suntem aici. Mâine și ce fac? Clafutii de ciuperci. Ce ăla? Nu trebuia să zici clafuce. Așa trebuia să ne povestim mâine. O chestie super interesantă, dar am zis să povestim. Ca băut ce nu trebuia pe la Roma pe acolo, că... Radu Darie, Radu Darie, această Andreea Bălan din bucătărie. Numai Andreea Bălan dă indicații de regie și... De muzici de la disco... Contemporane. Din 81 contemporane, cu al doilea război mondial. Iată-ne pregătiți să... Să mâncăm. Să mâncăm, să ne reîmprietenim. Spune-mi un singur lucru. Dacă mâine vei consuma un cevice de Sibas, se zice. Iată că nici n-ai apucat să pornești. Deci, să reformulez. Dacă mâine nu mănânc Sibas, nu mă lupt de mare. Iar hai pe izolă asta. E același lucru, ai înțeles? Deci cum este, e ca nota în armură. La însurăției se consumă doar Siba. Haideți să ne întoarcem la subiectul nostru. Nu mai dați atât de tare în masă, că sare plating-ul. Ei dați să sară plating-ul, da. Și uite, pentru prima oară în istoria televiziunii, uite că avem un plating 3D. Atenție, pătrunjelul se mișcă de la aerul condiționat. Da. Mulțumim, doamna Elena. Din tu n-ai aflat că mâncare rea la spital? La spital se vine doar cu compot.
Tu vrei să-l cunoști pe Rex? Nu, nu. Mi-ați mai promis asta o dată și nu, că am fost în concediu mult. Bun, pentru asta. L-am cunoscut în particular pe Rex. Ia zi. Ce avem noi aici? Curcan umplut, cu pere și cu halumi. Așa. Carpaccio de pere caramelizate. Avem halumi și acolo, ca să existe același gust, să fie potențiat. L-am pus în ambele, în cin, garnitură și în felul principal. Okay. Am făcut niște involtini de ardei capia copți, adică tot niște rulouri, făcute cu un, cum i-am spus noi, pesmet? Răsfățat. Hai mă, Florine, mă. Master. Da, în care am mai pus roșii uscate, pătrunjel, anșoa și unt. Și ulei. Unt. Și din curcanul rămas... Cele mai bune sunt astea San Marzano, pentru că au gradul cel mai mare de deshidratare. Mamă, roșiile? Foarte, foarte bine arată și la curcanul. Da, curcanul este făcut cu ardei capia și pesto de busuioc. Am înțeles. Vă dorim o săptămână nemaipomenită. Mâine, în ultima zi de mai, Radu Darie își va spăla, nu-i așa, toate păcatele, cu un cevice care se pronunță sevice. Să aveți o zi nemaipomenită.